i-am privit, fraților. iarădușe, Astăzi, dacă se poate vedea, am făcut, bine, numai prin că am făcut 9000 de abonați Pentru asta este special episodul ăsta pentru că am făcut 1000 special pentru 1000 de abonați și pentru am făcut pentru că canalul ăsta face 2 ani din vechire, Adică eu, dacă nu v-am zis, canalul meu ăsta este atel canal a doilea canal, primul canal al meu, o să facem la trei ani de YouTube Dar dacă va veni și vremea aia o să fac un episod întreg, întreg Care o să ne aduce aminte cum era începutul meu și cum eram eu ca YouTuber să, vă dați, să faceți o diferență între evoluțiile mele Adică să faceți o diferență cum ce erau videoclipurile la prima o dată și cum e acum Diferența este că una era atunci când eram la început și nu știam nimic despre YouTube și acum mai știu, am niște experiență, mai știu că de cât pe acolo despre YouTube, fac videoclipuri pentru plăcere, nu fac pentru altceva. Nu fac ca să invidiez persoane sau chestii din genul, fac pentru plăcere. Și haideți să dăm click, să vedem primul videoclip al meu, făcut vreodată. Vă salut toată lumea, sunt Radu Hitler Iar. și astăzi vom face un episod de Roblox Natural Astăzi vom face... Roblox Natural, bă, da, chiar ați... și acum ați o videoclipul ăla, frate Și acum ați emitit videoclipul ăsta, să nu știu Astăzi vom face primul episod din contul acesta dacă Din contul acesta, noi, și nu știam cum să-i zic Dacă doriți să o continuați da. cu acest cont da. de rob, Și videoclipul de este pe 5 noiembrie, da, fraților Videoclipul ăsta se află pe 5 noiembrie și noi suntem pe 4 când filmez eu acum și acea este și canalul vechi canalul vechi care are 465 puțin sincer doar că și ni canalul ăsta eu am uh, învățat că de cât chestii în orice chestii care tu filmezi postezi, faci, tregi uh, înveți foarte multe și vă zic din propria mea experiență, deci chiar am învățat foarte multe chestii care Na, da. realizez că cu timpul cât avansezi cu YouTube, ul faci două clipuri, realizez că o să dai seama că o să ai și afaceri cu YouTuberi care o să dorească să te prietenești cu dâși pentru că, plormă, asta este youtube -ul. vrei să ai prietenii, să cu lumea, vrei să nu ai probleme, dar cu un YouTuber vei descoperi că o să folosească de tine și şi... Na, nasul pentru chestia asta, cine, cine mă înțelege ce zic. Și aici avem a doilea episod de primul, nu a doua, primul episod de Block Strike. o vom face episod, primul nostru episod de Block, no, block Primul, cum am zis, sunt nervos. Block Strike. Primul episod, fraților, ăsta este primul videoclip care am început de o serie asta imensă și șmecheră de Block uh, O să mai fac și cu Block Strike pe viitor, dar trebuie să mă acord, să mă acord așa a acordat sunt timp pentru că domnii creatori s-au gândit să mai bage așa de mult update -uri. Aici avem un videoclip în care sincer am cam cu al doilea episod ăsta e o cu mult mai vulgar. Deci dacă vă uitați, dacă vreți să vă uitați la videoclipul ăsta și să vă amuzați, videoclipul ăsta e pentru voi. Este mega amuzant. M-am amuzat când m-am uitat la el. Efectiv, am fost foarte vulgar pe atunci mă enerva chiar pe acolo adică să zic că cineva de primit că nu adică, că, eu sunt violent pe inter... violent pe hashtag, nu știu că ești violent dar că zici două cuvinte și atât, Aici avem Poppy Playtime Chapter 1, primul episod de Poppy Playtime, jucăm ăsta cu Shrek de Backrooms, aici e primul videoclip, vlog... bine, nu chiar, ăsta e primul pe canalul ăsta, pe primul pe mine, care au pus și Teo, Teo, sau nu știu, nu mai țin minte cum îi ziceam uh, tutorial de rest wow facem și asta, bine, fac că chiar aveam o răbdare pentru că videoclipurile vechi pentru mine uh, sunt mult mai respectate decât asta din prezent, de ce? vă zic, pentru că asta este o perioadă foarte frumoasă a YouTube-ului pentru mine poate 2023 nu a fost o perioadă foarte mișto, dar pentru mine a fost o perioadă foarte nostalgică cum adică, făceam foarte multe videoclipuri și era ușor de făcut. Nu mă complicam deloc. Adică era o perioadă, da, să și era ușor. Nu mă complic cum mă complic acum. Trebuie să am crește drept de autor. chiar zicem, da, perioada asta o să o țin minte și o să o respect. Videoclipurile vechi vor fi foarte respectate. Și cât timp am avansat cu canalul și am făcut chestii mega originale pe canalul ăsta, sincer. Nu chiar, dar pe acolo original pe un în felul lor, în modul meu, Aici ceva cu Roblox. Mai parte dacă ați foarte mult Minecraft, am făcut pe canalul ăsta. Uh, Casa Animatronics. Mamă, da chiar primul episod de Casa Animatronics. Băi, mi-a plăcut jocul ăsta, sincer. Doream să am vrut să-l fac pe primul, dar jocul ăsta e mega greu. Și nici Nu? Băi, Aici, bă, era mai inspira era mai original. ce am făcut, făcut dintr-un... Uh... Da, adică Da, nu avem satul ăsta? Adică orașul ăsta că l-avem de ceva. Deci, uitați și mă, chestia era ce mă supra foarte mult, făceam o chestie nouă, făceam ceva original, lumea mă copia foarte mult. Nu mă zic că nu mă refer la youtuber simpli care n-au ce o treabă cu mine, mă refer la, la, youtuberii care, mă, care sunt cunoscuți. asta e treaba. Nu, mă nu am treabă cu oamenii care n-au nicio treabă cu mine, doar fac asta pentru altceva. Dar... Să zic ca persoane care mi sunt prieteni sau cunoscuți, aici că era o mică problemă, pentru că uh, face asta doar să, nu știu, nu am înțeles niciodată, frate, deci Poți să faci oricând un content original și nu te mai poți inspira pe mine, adică mega ușor, sincer, ceva vechi Mamă, deci, Brochevă n-am ajutat deloc pentru că eu nu mă juc, am făcut doar videoclipul ăsta din... să prinde ușor, așa, să fac acolo ca să să, da, a, Și da. mare parte din jocurile astea care le, voi le vedeți, care în afară de unele, nu toate, uh, mare parte din jocuri, jocurile astea, uh, sunt luate pe canalul vechi. Nu, unele, nu, Rebo Friends au fost luat pe canalul vechi, multe episoade au fost luate pe jocul vechi, de pe jocul vechi, de pe canalul vechi. Canalul vechi, uh, eu m-am inspirat foarte mult de pe canalul vechi, pentru că, până la urmă, ce rost inspirat mu aceeași muncă. Hai că tu ai ești tot tu, doar că ești într-o altă poziție și în altă dată. Și aveai altă voce. Că cu timpul, cât, de, dacă mă crediți, cât YouTube-ul, cât tu avansezi și faci videoclipuri și tu crești, îți dezvolți vocea și mentalitatea și nu mai vorbești și toate prostii. Mă, dar toate videoclip, toate videoclipurile are aceeași, același caracter. Asta doream să fie, asta am văzut o pe, -am, nu știu de ce e inspirat asta doar am zis să o fac în felul meu în trei videoclipuri tot fac avatarul meu pe Roblox da și vedeți că videoclipurile nici bine te, nu bine diferenți cu acum în prezent care eu acum prezent e bine tăiat ziua mea când este pe 3 februarie da un an de YouTube aici este prima oară când să-l hey, oameni buni eu sunt Tranu Hitler în acest episod este un fac. Bă. Vreau să văd ce videoclipuri facem eu pentru ce stai. Te chiar, chiar. Ok, vedeți. Sunt curios ce videoclipuri făceam eu pe atunci. Este din cele mai noi episoade. Bă, ce? Ce cele mai noi episoade. Bă, ce? Și... Ce dră? Bă, cum n-ai... Deci... Nu. What the fuck, ați ce am văzut de ăsta asta? Asta este dintre cele mai... Este din cele mai noi episoade. Asta sunt începe cele mai noi episoade. Mie, unele videoclipuri care le voi, voi le vedeți pe ce nu mai sunt așa, nu mai sunt deschise, acum luam închisul lor, la mă că erau prea cringe. Și cu episodul... Nu... Doamne! Că ăștia, ăștia sunt cei care m-au trădat pe mine. Doamne! Doamne! Bă, da, cringe, rănșul, Voi ce... Bă, fiecare, fiecare youtuber și fiecare YouTuber din internetul ăsta are momentele lui de cringe, sincer. Cu, cum cu a, fost Armiu? Armiu a fost al meu. Anul fost mai pupără, pe, cu cringile cu de random, efectiv niște chestii prea random. Și... Casa episodul doarsă. Bă, m-am spus cu pe de câine atunci. Și avem de... episodul. Și că episodul 1 povești horror de ale mele în viața reală. Mă, dar ce puțin facem și pe atunci. Tu o să știi vizualizări, bă puțin, puțin, trei luni, atunci eram încă, încă, eram pe avans pe canal, dar trebuie să de abonați în trei luni, vă dați seama, eu pe ce aveam trei și ceva, și în două luni am făcut asta repede, vă dați seama cât de repede am crescut eu ca youtuber mic, se vede. Bine, păi adevăr că și în modul meu de a fi natural, să nu am niciun sentiment și să fiu, nu știu, să explic de plăcerile mele, de, nu știu, ce de genul. Asta e, cred că și asta m-a făcut pe mine popular și m-a făcut foarte vizualizat pe, pe internet. Că sunt foarte natural, nu știu. Îmi place, se simte bucuria aia din videoclip. Deci nu știți, am așa o bucurie, bucurie și în episodul ăsta, cred că, nu știu, sentimentul care îl transmit în vouă, e mega, nu știu, și interacționez foarte mult cu, cu voi într-un fel în videoclip. Eu nu că interacționez în viața reală, videoclipul cumva, ca să vă, să fiți uh, cumva, uh, frumoasă rea frumos asta, e important, Michael Zombies, pintura ground de BK Beta, bă, oameni, da. 11 comentarii, mă, dați ce multe comentarii. Vai, e jocul ăsta am laga și mai fării vedea, vedeam copii părlița la cap. Frigidux du Roblox. Frumos, voi frate, nu știu. Eu, eu nu știu un youtuber, de ce nu își apreciază pe clipurile care le fac? Am întâmplat napi pe, pe samurai, pe... Nu, a afară pe alul ver, nu. E nu prea și apreciază ce munca, adică nu văd de ce nu ți-ai aprecia, adică vorba aia, dacă ți-o apreciez cât puțin, cât puțin, ajungi să să înveți din prostile care le-ai făcut pe episodul ăla, să nu mai zici. Nu, sincer, 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 nu vreau să mai pronunț unele prostii care au zis Samurai în episod. Na, da? nu zic că și Samurai în YouTube pe pur și el bun. Dar trebuie să înțeleagă și el să-și respecte, respecte, și el munca, tot cu face o vizualizări puține, asta e, or, orice YouTuber are o, niște timpuri mai grele de ale lui. Bă, da multi multe videoclipuri făceam, frate. De aici, în perioada, aici e perioada când făceam, mă, așa este perioada preferată. Și ăsta e videoclip, și asta e un videoclip pentru mine preferat. Mai și videoclipuri preferate, care mi-au plăcut cum au ieșit. Lua zonă, și vizor, de like-uri, pardon. Mai că zombies, sincer, mai că zombies nu faci foarte multe vizite nu ori, nu tot timpul, 5 nopți la intrare. Ia, yeah. și aici am făcut un an pe canalul ăsta. Videoclipul ăsta va face un an mâine. Bine, eu seara sau soliditez videoclipul, vă dați seama. Vive Night at Noobs, Mama Nu știu. Bă, eu, sincer, nu zic că e rău și ce facem pe vremea aceea, că o pauză de o săptămână. Chiar mi-a părut rău că trebuia să lă, lăs canalul pentru că nu aveam cum să mai fac față pe atunci. Sincer, nu mai aveam cum. Netul, probleme. Dar, nu Și aici este primul videoclip în care eu îmi schimb numele oficial. Da. Mult. Mă, cât e Băi, țin că am pus pe Claus Iohannis acolo. Două. Două. Băi, dar sunt... Așa să mai bag mimor în intro-urile astea, mă. Și ăsta e episodul care eu am fost mult mai detaliat, adică am fost mult mai nevulgar. Eu atunci am fost pe canalul, pe primul meu clip am fost foarte vulgar. De aici am încercat să fiu nevulgar. Dors Hood. Mă, dar Hand au fost chiar... Un eveniment 1 aprilie. <gângătă> Mamă, dar chiar. Bă, știți. Acum, cine, cine va vedea partea asta de videoclip? Și cine vede partea asta de 21 de minute? Dacă, când va veni 1 aprilie, eu o să-mi pun numele vigilent 1996 nu, ca glumă și pe -aia o să. Pe, ca glumă. Și după ce a trecut 1 aprilie, o să-mi-l pun în uh, Radu În Apoi. Vreți așa să facem? Eu aș face sincer. În episodul 2 cu Ai Oliver. Păcat să și Ai Oliver YouTube. Păcat de E chiar un YouTuber bun. Dar treaba cu orice YouTuber care l-am cunoscut eu are un program. Un YouTuber nu a avut deloc un program bine pus la punct. Hai că program, adică să-ți pui, nu știu, hai frate, îmi pun la ora 5, uite, când la ora 5 este, e plecat, nu știu, ce an, părinte, uite, la ora 5 mi-e pe fratele meu din stânga, asta ce mai am videoclip, nu contează, dacă zice prostii, le editez eu și gata. Îmi fac videoclip, fac cu fratele meu 3 episoade și în 3-4 într-o săptămână postez un videoclip sau uite așa. Uite, în felul ăsta vă, vă și la un, mulți YouTuber mite. Uite, un e, primul video pe PK, ăsta e vars videoclipul ăla. Mai rog. Ce șmecher. Uite că n-am făcut etajul liftul rusești de ziua națională a Rusiei, bă. Și când mai vine ziua națională a Rusiei, o să sărbătoresc în continuare. M-am bă. bă, a fost fain, ci, nu știu, să YouTube, e fain. Five Nights în Milostrui. Hamburg, Hammer, Burg, partea 1, clar. Aveam idei idee să mai fac un cunip episod și pe să în seria. Nu. Juc Hamburg, 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 e sau cum îți mai zice jocul ăla, nu se leagă deloc cu jocul din mine. Nu, nu, nu îmi place, nu știu, nu văd nici ca fanii la el. Nu, nu, nu că. n ai ce treabă, dacă zăgeată îi place videoclipul, dar mie nu, mie nu prea-mi place jocul. Nu-l voi judeca că mi place un joc, nu. Nici el nu m a judecat. Mă, dar ce videoclipuri miști. Bă, fac videoclipuri miști până, ce să zici. Și uite, aici a prezentul. Da, ăsta este canalul meu. 24 de minute te explicat îți să explici. Da, ăsta e lorul canalului. O să fie lorul mult mai lung dacă continui și pe canalul vechi. Dacă vă a plăcut acest episod din dragul nostalgiei, să-mi aduc -am și aminti cum eram eu acum, ce, gânduri aveam eu pe atunci. Eu pe atunci gândul, dacă să vă zic la început, aveam gândul să închid, cum să închid lui Vigilent, lui Andrei Junior și lui Săgeata Albastră canalele și să le șterg complet și să nu le mai văd deloc și să rămân mai canalul meu ăsta. Asta era mentalitatea mea atunci. Nu știu. Eu uram, uram tot și făceau pe atunci. Dar acum nu mai am treabă. Dar dacă v-a plăcut acest episod, dragii mei, frați și bratii, brați, brații, ok, în fine, așa cum se mai zice în rus, mai mulți frați, la frații în fine. Dacă v-a plăcut acest episod, să aveți cea mai bună zi și să aveți noroc la ce vreți voi. Noi, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați de like și subscribe. Eu am fost Radu Rusu și v-am lăsat. Pouca...